Ora de risc, o emisiune oferită de portalul casco-ieftin.ro. Bună ziua, bine ați venit la Ora de risc. Discutăm ca de obicei la această emisiune despre industria asigurărilor și avem destul de evenimente în ultima perioadă care merită discutate și analizate în industria asigurărilor. Sigur că ne întrebăm fără în mod evident cum s-a ajuns aici? aici? Când zic aici, mă refer de sigur la intrarea în administrarea specială a uh, companiei Astra. Uh, care este miza? Cine câștigă, cine pierde din aceste conflicte sau din această situație care s-a creat în această industrie? Să vedem în ce măsură este un lucru bun, în ce măsură uh, poate fi un pericol pentru întreaga piață. Invitații emisiunii sunt domnul Cristian Constantinescu, expert în asigurări. Bună ziua, domnule Constantinescu. Uh, ziua. Mulțumim pentru prezența la RFI. Alături de mine se află și Alex Roșca, redactor șef la publicațiile Prim. Bună ziua, Alex, bine te-am regăsit. Bună ziua. Te rog să faci o scurtă introducere în tema Alex Roșca și după o aceea să, în... să, să aflăm opinia domnului Constantin. Să sintetizez cât mai pe scurt ce s-a întâmplat în ultima lună în piața asigurărilor. În ultima lună am avut până la urmă rezultatul ultimilor ani de indecizie și de absența unor decizii care să corecteze anumite lucruri, anumite probleme cronice din piață. Din păcate, acest domeniu a ajuns o minge de ping-pong, așa, într-un război la nivel, la cel mai înalt nivel. Dacă președintele țării vine într-o emisiune TV și alături de componența noului guvern și scandalul politic și de situația din Ucraina, alocă câteva minute și și discuțiilor despre acest domeniu zic eu că uh, s-a ajuns uh, s-a ajuns uh, mult, prea, mult prea departe. Uh, ce avem așa ca rezultat și fără a intra în, uh, în detaliile pe, pe care cu siguranță le vom afla în perioada următoare în ceea ce privește anchetele din domeniu și așa mai departe. Avem niște acuzații fără precedent la adresa unor uh, uh, persoane implicate în, în supraveghere, până la urmă vorbim de trafic de influență, constituire de grup organizat, implicarea în influențarea procesului legislativ, sunt trei lucruri foarte importante și cred că este. Aici te refer la ancheta DNA. La da? ancheta DNA, da. Dar ancheta DNA a venit să ne, să ne arate niște lucruri pe care le bănuiam, chiar dacă nu exista, nu existau niște informații clare în acest sens, anume probleme cronice în piață probleme legate de absența preasigurării. Uh, avem sau și... reasigurare insuficientă? Sau nu? reasigurare insuficientă, da, sau reasigurare insuficientă. Uh, iată că ajung să se întâmple și lucruri uh, pozitive până la urmă, dacă stăm să ne gândim, vorbim de două companii implicate, din primii din primii trei pe asigurare de răspundere civil auto. Uh, iată că o a treia fără alte uh, fără alte uh, indicații sau fără fără alte explicații, a venit cu o majorare de capital social. Deci lucrurile încep să se miște un pic pe această oare, oare, piață, Oare stimulată de acea oarecum. decizie a SF-ului. De... Din păcate, piața devine un teren de joc pe declarații folosind, declarații între instituții, folosind epitete din ce în ce mai colorate, un teren de joc în care, nu știu, dintr-un meci în care cred că toată lumea are de pierdut. Da, mulțumesc pentru această scurtă analiză. Alex Roșca, am să vă rog domnule Cristian Constantinescu să plecăm de la tot de la ceea ce spunea mai devreme domnul Roșca, așa nume, vorbea despre faptul că în ultima instanță este rezultatul întârzierii unor uh, decizii care să vină dinspre zona de supraveghere. Uh, eu aș spune mai mult decât atât, dumneavoastră, ca un specialist, uh, ați afirmat, mai voalat sau mai puțin volat, în diverse situații în urmă, cu ani de zile în urmă sau mai recent, vor, ați vorbit despre situația acestei uh, piețe, poate nu știați sau poate că nu aveați toate datele la îndemână, în orice caz, une, multe dintre lucrurile le, le bănuiați sau chiar le, le intuiați sau le știați chiar. Și atunci să plecăm un pic de la ceea ce se știa la nivelul pieței și să ajungem la situația de astăzi și să ne spunești dacă decizia e inspirată sau nu. În presa că am vorbit foarte direct, primul deci lucru. mai puțin, mai direct, nu, elogru, mai puțin voala, da. Doi, aveam și informații. Bun. Deci vorbeam în cunoștință mm -hmm. de cauză. Și iată, -a confi se confirmă în aceste zile și în această lună, se confirmă ceea ce dumneavoastră spuneați, în urmă cu de ceva Spuneam timp. Spuneam de foarte mult timp. În urmă, ultima mea declarație, cred că a fost acum vreo 4 ani, 3-4 ani, mm -hmm. la o întâlnire cu ziariștii, și la momentul ăla am declarat că mm -hmm. erau cel puțin 3-4 societăți care, de fapt, erau moarte la care nimeni nu îndrăznea să le scrie certificatul de deces. Asta am citat cât mai exact din ce am declarat. Bun, adevărul că mai clar de atât ce putea să fie, sigur. Ok, iată că zilele acestea nu le scrie nimeni certificatul de deces, dar în același timp se ia o măsură și aici poate ne axăm, ajungem mai puțin sau dincolo de zona politică, ajungem la partea, să zicem, tehnică, administrarea specială la Astra, Uh, o, o veste bună sau o măsură bună sau nu? Din punctul meu de vedere și am mai uh, spus lucrul ăsta și cu alte ocazii, este o măsură absolut necesară. Informațiile erau, erau publice și e foarte simplu, n-ai decât să analizezi pentru cine poate să facă lucrul ăsta datele oficiale publicate. Bun. Chiar de Comisia de Supraveghere, nu la ele vă referiți? Da. Ah, uh -huh. da, Sunt datele care uh -huh. sunt transmise pe către companii. către, către companii. Lăsând deoparte uh, marele meu semn de întrebare din totdeauna în ce măsură datele ne sunt corecte, Și am mare îndoiel că ele sunt corecte, în multe cazuri, în cazul de care discutăm acum, era o abatere majoră față de media pieței în ceea ce privește sumele cedate în reasigurare. Ceea ce se traduce prin asumarea unei rețineri proprii mult disproporționate față de puterea financiară reală. Putem exemplifica cu niște cifre, adică, în mod normal, într-o reasigurare, și aici ne referim la, la asigurările de locuință, nu? Cât da. ar trebui să meargă reasigurare și cât am mers, sau nu avem încă la neunul acesta, sau putem, nu știu, să-i vă, vă, uh, vă pot da, da cu titlul mm -hmm. de exemplu. Știți foarte bine, am fost directorul general al uh, Alianței Siriak da. de vreo 16 ani. Uh, ce vă pot spune? Pe property, la un portofoliu relevant, da? pentru că nu discutăm de o societate mică, după cum știți, un minim rezonabil cedat în reasigurare pentru o protecție corectă se situează undeva în jurul cifrei de 30%. Ceea ce, simplu, pe înțelesul tuturor, înseamnă că din 100 de lei încasate prima, 30 uhum. se duc în reasigurare strict pe protecția excedentă de daună catastrofă. Da, Dacă ce mai există și reasigurare proporțională, nu, cifra, nu. evident, mai cre crește. Spune. crește. Da. Ceea ce înțelegem că nu s-a întâmplat la Astra departe de această cifră, nu? nu. nu. Pe, nu. Incendii, rău, pe incendii și calamități naturale, pe primele 9 luni ale anului trecut, uh -huh. uh, vorbim de sub 10% din, uh -huh. din subscrieri. Deci Bun. pe un volum de vreo 50 și ceva de milioane uh, de euro. Doar pe incendii și calamități naturale. Ce dă în reasigurare 3,8 sau ceva de genul. 3,8, da. Bun, și mai e, mai e o mică problemă. Mai e o mică problemă și e o problemă pe care eu am sezizat-o după vremea CSA-ului. Cred că problema asta am ridicat-o cu cel puțin 10 ani în urmă. Când discutăm de uh, reasigurare... Supraveghetorul are o sarcină de bază, care se cheamă prudențialitate. Ok. Din păcate încă nu există în nicio normă precizat ce reasigurare pot lua în considerare, adică la cine companii care să aibă un rating minim. Pentru că dacă mă reasigur la un absolut nou name de care n-a auzit absolut nimeni pe pământul ăsta, care înțeleg că, din informațiile publice, ca mie e cazul uh, la Astra, partea parte de reasigurare n-ar trebui na? să țin cont de ea. E, e inexistentă, din punct de vedere practic. Pe hârtie apare ca reasigurare. Dar atâta tot. Da. Ceea ce agravează situația. situația. Te rog, am, ales. am, un comentariu aici, așa că uh, exemplificarea unei situații din, din piață. Uh, vin foarte mulți dintre asigurători și cu toții ne plângem până la urmă de nivelul slab de educație al românului care nu se asigură uh, și care nu are o cultură a asigurării și vezi, doamne, din cauza asta piața nu evoluează și asta ne trage în jos. Și avem acum dovada că până la urmă și unele companii acționează exact în aceeași manieră cu românul de rând care nu se asigură, pentru că până la urmă ce înseamnă absența asigurării. E un lucru. E interesant. adevărat ce ce spui, dar probabil că, acum am permis să anticipez și eu, prea, că acest tip de comportament era dat de alte rațiuni. Și mă gândesc aici de rațiuni legate de profit, de. nu știu, să obține profit prin acest tip de. este de evident. Aportare. Sigur că uh, da. Sigur de, că da. V-am e... sau, mă rog, de eludarea riscului, de fapt. Pentru că ne, riscul, întoarcem, practic... ne întoarcem, la cifra pe care v-am dat-o ca o medie. Și atenție, mm -hmm. ce vă spun, 30% este o, nu e o medie, este costul reasigurării catastrofă, deci în la una catastrofă, pentru un portofoliu relevant. Adică pentru un portofoliu mare. Dacă ne ducem mai jos și uh, avem un exemplu. Deci un lucru care s-a întâmplat în piața asta, dacă vă duceți aminte, există o societate numită Inter-American. Okay. Da, sigur. Domnul Alexiadis, aici. care conducea Inter-American la momentul ăla, a decis să iasă din această linie de business. Aici vreau să vă întreb, scuzați-mă... Știți eu? care a fost mă motivul? Mă rog, mă rog. Costul reasigurării era mai mare decât întregul volum de prime pe care această societate îl colecta. Adică, la un portofoliu mic, practic, mm -hmm. este imposibil să cumperi reasigurarea la nivelul necesar. Și asta vine dintr-un simplu fapt. Reasigurătorii, excedent de daună. fixează un preț care e calculat aproximativ cum, cum este calculat costul capitalului. Prețul e funcția de expunerea pe care reasigurătorul și-o asumă. Deci e costul acelei expuneri. Nu are costul reasigurării, nu are absolut nicio legătură cu prima originală încasată din, la în polițele asigura, directe de asigurare. Asigurat. Absolut nicio legătură. E strict da. legată de expunere. Și asta duce la situațiile în care conturile mici nu sunt profitabile, spuneți. Devin clar neprofitabile dacă îți cumperi asigurare la nivelul expunerii. Dacă, ca și comportament de piață, domnule Constantinescu, cred că șeful Interamerican sau ce era directorul GEALA a abordat corect problema, pentru că Putea să am casă, și spus, Putea să se ducă și el cu 3% reasigurare și poate atunci ar mai fi rezistat pe piață, nu? Și aici vreau să ajungem la... numai că omul, omul era conștient, chiar... pentru că aici depinde, depinde de ce vorbim. Uh -huh. de vorbim uh -huh. de o societate care e uh, uh, ghidată de, haideți să-i spunem uh, uh, șmecheria rămânească, asta care se cheamă inginerie uh, financiară, nu da. e foarte pompos titlul ăsta, ok, uh -huh. sau discutăm de o abordare Strict, tehnică, profesională a problemei. Exact. Discutăm de o societate care, pe termen scurt, câțiva ani, poate să dea ceea ce eu aș numi niște tunuri. Pentru că, gândiți-vă, face o mare diferență dacă, din start, nu consideri o cheltuială de 30-40% cea aferentă mare reasigurării. Evident că ne expunem uh, unui risc. Care, dacă îl de sus se supără și ne zgudeie puțin, mm -hmm. o să spunem, ne pare rău. Să acopere altcineva. Să acopere da, eventual da. eventual statutul. Să Știe, da, cine mai... da. da. Am o întrebare, Alex Roșca. Acest tip de comportament, mă refer la cel de la Astra, în ce măsură a viciat, a stricat a, a piața în general? Pentru că a influențat celelalte companii. Păi în primul rând vorbim de ani buni în piața asta, cum rezistă și cum putem întâlni tarife așa mici uh -huh. la câteva companii față de tarifele care ar trebui calculate în mod cinstit, corect și tehnic, profesional, apare pe de-o parte uimirea clienților care văd tarife de la simplu la triplu și nu nu pot înțelege. Și nu se pot abține să nu cumpere cele mai mici tarife de multe ori sau o parte, o bună parte dintre ei. Nu cred că sunt de judecat până la urmă. Exact. Prețul guvernează această alegere din păcate, din păcate. Iată că până la urmă după acest context, este foarte posibil să nu mai avem aceste tarife și piața să se regleze uh, într-un mod. Practic, uh, decizia lipsea, lipsea decizia care nu a fost luată mm -hmm. până acum și răspunsul euroins uh, prin majorare de capital uh, este un prim pas și cred că piața. Cât de va... mare a fost majorarea de capital? 100 avem de milioane de lei. Mm -hmm. 20 ceva de milioane de, de euro. Bun. În asta urmează. Urmează, dar au anunțat. Au anunțat este... o majoră de capital. Da. Uh, bun, și atunci, domnule Constantinescu, ceea ce spunea Alex Roșca mai devreme, haideți să ne uităm un pic înainte. În ce fel... Uh... Ceea ce se întâmplă acum în piață, și mă refer sigur la administrația specială de la Astra, dar iată și Eurois, care a o majorare de capital. Înțelegem că și o altă societate carpatică dorește să facă o astfel de majorare. Care va fi, până la urmă, credeți, evoluția pie pieței dar așa, într-un timp relativ scurt, să zicem anul acesta? Pe termen relativ scurt, probabil că influența nu o să fie foarte mare, pentru că în piață mai există o mică problemă când vorbim de, de property, există Paidu, care, din punctul meu de vedere, și din nou... Să spunem, Paidu este nou, nu. de asigurare în a dezastrului, cei care administrează, până la urmă, asigurările obligatorii care okay. sunt încasate. Acei Scuzați, continuați vă Primii 10-20 de, de euro sunt în sarcina lor. Uh -huh. uh, pentru... <laughs> super modestă sumă numită prima de asigurare de 20 de euro. Mă repet, iarăși nu e nimic nou, opinia mea în piață e arhi cunoscută. Din punctul meu de vedere și continui să cred lucrul ăsta, acest pul din momentul zero a fost în stare de faliment și continuă să fie în această stare pe măsură ce numărul polițelor, care cred că acum este undeva în jur de aproape de 900.000, de cred, acolo pe undeva, cu o estimare că undeva până la jumate anului o să se ajungă la 1 milion jumate, deja la momentul ăla, pulul va avea o mare problemă, din nou, dacă vreți, strict comparabilă cu cu am asta? descris. Sau nu, 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 Inter American. Ah, cu deci cu va -American. colecta mai puțină ah, primă am decât costul reasigurării. Mm -hmm. Dacă se dorește continuarea acestui uh, pool, va trebui, într-un termen relativ, se scurt, se ca cineva a... să ia o decizie. Fie ca prima. Să pentru crea. asigurarea obligatorie să crească... Fie să capitalizeze pulul sau cum Nu, nu, fie fie să se introducă o franciză. Mm -hmm. Și de altfel, calculul inițial, care a stat la baza deciziei de înființare a pulului la această primă... Care a fost, ce înseamnă această franciză? Să... Prim, în primul rând, nivelul de primă a fost stabilit absolut neprofesional. Mm -hmm. A fost pur și simplu o cifră aruncată, dacă vreți, la o întâlnire informală de către președintele CSA-ului uh -huh. pe acea vreme, cât o să fie? O să fie circa 20 de euro. 10-20, mă rog. Uh -huh. Aia care da, e și da, da, astăzi. Care a rămas. Și care era. O estimare absolut. Parcă din rațiuni sociale s-a făcut, nu din motive tehnice. Asta a și fost ideea pe care a fost creat. E vorba de o componentă foarte serioasă de protecție socială. Și ăsta e principalul meu argument contra acestui pul este faptul că pulul s-a finalizat ca fiind o societate. Privată. dar care mm -hmm. se presupune că trebuie să facă protecția socială, ceea de ce acord, e o un lucru privat, fără precedent nu, în lume. Nu poate face în lume. socială. Nu există, Azi, există capital privat statului care face protecția socială. Capitalul privat lucrează pentru de profit. suntem într un nonsens, ca să zicem așa. Corect. Și tehnic și rațional și din punctul de vedere al capitalului și al nu, din multe de, aici spuneți dumneavoastră că trebuie lucrat în următoarea perioadă. Da, și... Decizia e unde? Decizia este la ASF? Uh, uh, la urmă, nu? Pentru că uh, este specialiștit uh, sau cum? Sau în și primul la rând, rând da, ASF-ul are dreptul. Dar, uh, repet, acest, uh, acest pool este o societate privată. Privat. Okay. Deci, uh, nu știu, repet, mm -hmm. vorbesc în totală, necunoștință de cauză, semnalul ar trebui să vină dinspre această societate. Pait care să-și să da? cunoască da? să limitele. Lume, la nivelul ăsta, aliment scrie pe noi. Uh -huh. Trebuie să ne ajutăm deci, și el la, la, în puterea ASF-ului da? să Bun, e Fie majorare aia. de primă, fie introducere de franciză. Te rog, Alex, și e, da, e foarte important ceea ce spune domnul Constantinescu pentru că este, să zicem, o analiză care privește spre viitor și care încă o dată are elementele tehnice Sigur și că profesionale. Eu mă gândeam acum care ar putea fi totuși soluția, pentru că Eminamente s-a pornit de la uh, dorința de a acorda, de a, e un proiect axat pe uh, ca, și are, care are ca obiectiv uh, protecție socială, da? Clar trebuie mm -hmm. să avem niște niște prețuri accesibile și așa s okay. comentat... Uh, Bun, plecăm de la ideea aceasta. plecând de la ideea aceasta și respectând anumite cerințe tehnice, care credeți că ar fi soluția pentru, pentru reconfigurarea PAID? Pe Niciuna, spune domnul. Vă rog, <laughs> sau nu știu, spuneți de franciză sau de... Uh, în, în condițiile în care uh, pulul continuă în actuala variantă. Uh, variantă. Ar putea fi soluții alternative. Știți de fiecare dată că dacă se întâmplă un eveniment de natură catastrofală, n-a existat situație în care guvernul să nu cheltuiască, în Serumile unele ocupare. cazuri, sume da. considerabile care se duc către cei care au nevoie. E foarte frumos, e, e uh, umanitar, din punctul ăsta de vedere, e super ok dar e contraproductiv din punct de vedere al asigurării. Pentru că sunt și au fost nenumărate cazuri în care, într-un sat în care a luat apa 20 de case, una singură era asigurată. Hmm? Uh, și s-au întâmplat cazuri în care ăla asigurat care plătise o primă de, de asigurare să primească mai puțin decât, decât vecinii lui și să ajungă, dacă vreți, de râsul satului, dacă era prostul satului care a plătit o primă și a plătit în final mai puțin și eventual și ceva mai târziu. E limpede. Vreau doar să vă anunț că suntem la emisiunea Ora de Risc, discutăm despre situația industriei de asigurări în acest moment și iată, cazurile sunt de complicate. Invitatul emisiunii, domnul Cristian Constantinescu, expert în asigurări, alături de mine se află și Alex Roș, care redactor șef publicațiile Prim. Și atunci, domnule Constantinescu, am senzația că suntem la momentul sau poate ne apropiem de momentul adevărului în care suntem la situația ori-ori. Trebuie să facem un pic de curățenie în această piață, chiar dacă pentru unii va fi dureros sau este deja dureros. Credeți că se va întâmpla așa sau se vor găsi alte măsuri aleative care din păcate, vor opri până la urmă acest tip de abordare? Din păcate, din păcate un lucru care pe mine mă nemulțumește profund este prea mare, prea mare implicare a politicului în chestiuni strict profesionale tehnice. și tehnice, da. Dacă lucrul ăsta va, va continua, trebuie să vă spun. S-ar putea să nu se întâmple mare lucru, nu? Nu se va întâmpla nimic. Nu se va întâmpla nimic. Da, e interesant. Ce credeți despre faptul că președintele SF totuși afirmă că mai sunt 4-5 asigurători cu probleme în piață? Cum comentați acest lucru? Păi, am spus la începutul emisiunii, ce am spus ce uh, astea, da. cu câțiva nișor buni în urmă. Bun, dar pasul 2 se va, se va întâmpla ceva și la zona aceasta asigurător, nu neapărat o administrație specială. De fapt, unii dintre ei cred că s-au simțit cu musca pe căciulă și au început să, cum spuneam, să vină cu, sau să anunțe că vor face majorare de capital. La alții poate că e nevoie de un control mai tematic la... Din nu? punctul meu de vedere, un, un, semn, un semn mare de întrebare este ok, uh, a ul a luat o decizie, uh, hai să-i spunem foarte curajoasă, având în vedere uh, personajele direct afectate de această decizie. Dacă urmarea acestei decizii uh, vor exista repercursiuni serioase Asupra celor care au avut curajul să ia o asemenea decizie, e sfârșitul poveștii. Nimeni nu va mai avea curaj să continue acest tip de politică. Nu vreau să folosesc vorbe urâte, vreau să spună, duceți-vă cu Dumnezeu, da, noi ne luăm bănuțul, stăm, stăm, liniști, Ce vreau el de sus? Și asta ar fi extrem de grav. Da, interesant, te rog Alex Sigur, în cazul precizezi. unor astfel de decizii Și cum este și cea de față Dacă lipsea această decizie Toată lumea se întreba și punea presiune domne, dar de ce nu face nimic ASF? Correct. Iată acum că a luat această decizie da, 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 Toată de, da, de lumea ce a făcut? se întreba Dar de ce a făcut-o sau care a fost scopul Sau chiar așa stau lucrurile uh -huh. uh, Referitor la cei 4-5 asigurători Și la problemele Enunțate de, de președintele ASF uh, Din păcate exprimarea Mi se pare mult prea, mult prea vagă prea puțin clară. Uhum. Mă gândeam că e ca și cum un director de companie aeriană ar spune am 4-5 avioane din flotă <laughs> care încă zboară, da, nu dar voi invit nu să vă urcați în, în ele. Tipul acesta de declarații fără a explica exact care e natura problemelor, cred că dăunează pieței. O astfel de declarație poate ar fi fost oportună în momentul în care ai fi rezolvat problemele la 4-5 companii și ai fi spus uite, au fost problemele astea, le-am rezolvat, mergem uhum. mai departe, am tras linia. Bun, deci mi, mi se pare foarte corect abordarea observația. lui Alex. Da, da? Da. De altfel, de al... nu știu pentru că eu n-am văzut uh, cine a declarat, uh -huh. dar la un moment dat am văzut pe un post de știri nu mai știu unde, uh -huh. chiar niște nume puse la aceste societăți. Da, da, da. Cine a rostit acele nume, habar n-am. Eu n-am. N-am cunoștință, nu era și informația, și domnul X. Da. de la ASF, indiferent care e poziția a nominalizat aceste societăți, ca fiind cele cu probleme. Da. În cazul declarației de față, președintele ASF nu a nominalizat, dar am senzația nu, că, nu, că și în aceeași zi, zi altcineva din băie, ASF a, -a, dar nu știu cine. a nominalizat. Nu, dacă dacă știți cine, ar fi foarte foarte interesant pentru mine personal să aflu cine, dar ar fi foarte important în momentul în care lansez o astfel de mămbă, zice, <laughs> Să și nominalizezi, da? Adică, apropo de comparația cu avioanele, atenție, acelea sunt avioanele care au un risc major să se prăpușească, deci evitați-le. Perfect, poate le vom avea și nominalizate. Vă rog, pentru că suntem la finalul emisiunii, domnule Constantinescu, doar o scurtă concluzie vis-a-vis -vis de... Care este totuși calea de, de urmat? Așa, cu un pic de. spuneați mai devreme și aici subscriu ce, ce le spuneți. Dacă nu este și o susținere politică, pentru că, până la urmă, eforturile ASF sunt, nu? Sau chiar numile ASF sunt cu iz politic politici, cu vocație politică, deci le trebuie și o, și o susținere politică a clasei politice. Dar, dincolo de acest tip de susținere politică, la nivel tehnic, cum mai vedeți și alte soluții despre, în afară de cele despre care ați vorbit sau cum s-ar putea aborda problema ca să se aducă piața aceasta la, lini, la un pic de liniște și la un pic de încredere. Să mai repet și v-am mai spus odată lucrul ăsta. Uh, apropo de uh, numirea vârfurilor politic. Ok, nu-mi place, dar aș înghiți și pe asta. Ceea ce mi-e imposibil să înțeleg de ce mult mai jos numirile de fapt sunt tot politice. Adică ce mă deranjează și ceea ce îmi dă mari rețineri în legătură cu ce se poate întâmpla în viitor apropiat este lipsa de profesionalism la nivelul unui supraveghetor. Am înțeles. Haideți să ne oprim aici. Până la urmă, înțelegem că e vorba de. pentru a, pentru a liniști și a da încredere în această piață, e vorba de un efort comunal asf ului al pieței, dar și al politicienilor. Să vom vedea cum vor evolua lucrurile în următoarea perioadă. Îi mulțumim domnului Cristian Constantinescu, expert de la asigurări pentru prezență. Mulțumesc Alex Roșca, redactor și publicațiile prim. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI, România urmează știrile orei două. Emisiunea va fost oferită de portalul casco-ieftin.ro